Una dintre problemele majore ale Spitalului Municipal de Urgență în timpul verii este cea legată de sauna din saloanele unității sanitare. În ultimii ani, conducerea spitalului a primit din donații sau a cumpărat aparate de aer condiționat pentru unele secții. În ultima perioadă au fost achiziționate și montate la cererea medicilor numai puțin de 30 de aparate de aer condiționat. Nu sunt din donații. Am luat peste 30 acum, am montat în toate zonele care au fost solicitate. Chiar am montat peste tot, am luat 30 de aparate și urmează, am înțeles, mai sunt vreo 5 solicitări după ce le-am montat pe acestea și vor mai fi completate în 5 locații. Și acum acoperiți absolut toate solicitările care au fost. Nu toate saloanele. Dar sunt în fiecare salon. Sunt saloane în care medicii sau și nici pacienții nu suportă aerul condiționat și evident că nu am pus. Unde au fost solicitări, am pus. Dar acum, chiar înainte, când a fost de această caniculă, am montat aparate în tot spitalul. Până acum, lupta împotriva caniculei se ducea prin deschiderea concomitentă a ușii și ferestrelor din saloane pentru a se produce curent sau prin întinderea de cerșafuri umede la ferestre. Din păcate, nici montarea de aer condiționat în saloane nu este recomandată de toți medicii, știut fiind efectele adverse ale acestora pentru unele boli și pacienți.